Constantin Aniță. Această seară este foarte specială pentru mine, pentru că a sosit momentul în care îmi iau la revedere de la sportul de performanță pe care l-am practicat aproape 25 de ani. Este un moment greu pe care doar un sportiv îl poate înțelege, dar este timpul să mă retrag, nu înainte de a mulțumi prin intermediul acestei gale persoanelor care au făcut posibil ca eu să ajung în vârful piramidei. Reprezentanta României pătrunde în arena olimpică și va fi noua campioană olimpică a maratonului. Și în fața 90.000 de spectatori a făcut un tur, sau două aproape, și a câștigat aurul olimpic. A fost încununarea acelor ani grei de muncă, de trudă și iată cum s-a ajuns la vârful unei cariere care nu avea să se încheie atunci, ci avea să mai continue. Eu vreau doar să-i mulțumesc Constantinei Diță pentru că a ales să fie imaginea Maratonului Internațional București și țin să o felicit pentru toată activitatea ei competițională și să-i urez mult succes în tot ceea ce face de acum încolo în viața ei. În 2002, Brandon m-a înscris la maraton de la Amsterdam, unde am alergat 2 ore 23 de minute și 55 de secunde, record personal. După acest rezultat, am fost invitată la Londra în primăvara următoare. Îmi amintesc și acum foarte puternic comentariul lui David Bedford, directorul maratonului, care la petrecerea de deschidere a spus: "Bine ai venit în elita mondială a alergătorilor de maraton." Este o onoare pentru mine să fiu aici, să reprezint Comitetul Olimpic și Sportiv Român și să-ți mulțumim pentru tot ceea ce înseamnă activitatea ta pe care ai depus-o cu și pentru sportul românesc. Dacă visele devin realitate, tu ești dovada vie a unui vis împlinit și pentru asta îți mulțumim. Vreau să mă leg de o coincidență. Anul acesta au fost 100 ani de olimpism, un eveniment deosebit pentru care, nu știu, am emoții, tremur, efectiv acum. Și în acest an să existe această coincidență în care Constantina este sărbătorită de maratonul românesc, este absolut unic. Și încă o dată sunt mândru că sunt român, sunt mândru că am contribuit un pic la succesul și imaginea României. Constantina este românca de la țară, venită din ambiție și din o muncă titanică. Poate că era interesant să vă spună de câte ori a făcut ocolul pământului în antrenamentele ei. O admir pe Pușa pentru că a dat dovadă de această tărie, nu numai ca sportivă, dar și în această seară. Mă așteptam să îi dea puțin lacrimile când a citit speech-ul de retragere, dar este o femeie foarte puternică și eu îi doresc ca și după activitatea profesională pe care și-o va alege după retragere să aibă succesul la fel de mare cum l-a avut și ca sportivă. Evenimentul nu este doar pentru cei care participă, pentru că la finalul zilei, pe lângă satisfacția acestora de a termina o cursă, fie că înseamnă 10 km, fie că înseamnă semi-maraton sau maraton, există pentru unii dintre aceștia și satisfacția că au putut, prin participarea lor la acest eveniment, să sprijine o cauză în care cred. Fie că este vorba de o cauză educațională sau o cauză de mediu sau o cauză de sănătate. Este extraordinar să știi că în momentul în care treci linia de sosire, te bucuri odată pentru tine, pentru că ai terminat cursa pentru care te-ai pregătit poate 4 luni de zile, dar în același timp ai reușit să strângi și o sumă prin care poți să ajuți și semenii din jurul tău sau să faci o schimbare în comunitatea în care trăiești. Au fost, cum s-a mai spus, din peste 50 de țări alergători și aceștia au venit să viziteze România cu această ocazie. Pentru aceasta se zbate Valeria și toată echipa de organizare să putem, cu timpul, să arătăm toate monumentele și toate străzile frumoase din București, să avem un traseu închis, circulația auto pe 42 de kilometri prin tot orașul. Finalul acestei povesti
este probabil cea mai bună lecție pentru toți atleții tineri care privesc spre viitor. Atletismul este un sport dificil, dar în esență simplu, în care munca te conduce spre succes. Un sport în care trebuie să profiți de oportunități și să pășești curajos de fiecare ușă care ți-e deschisă.